Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mai mult de jumătate dintre polițiștii locali din Ploiești au scutire medicală pentru tura de noapte. Pentru că poate le e frică de întuneric. Dacă tot vorbeam... Dacă te uiți la mulți dintre polițiștii locali, presupui că trebuie să aibă scutire medicală pentru ceva. Multe lucruri, mă rog. Da, au mai obținut scutire pentru patrulare prin ploaie. Sau pentru portul de armă. Pentru că poate le e frică de arme, fiind polițiști. Deci la poliția locală din Pitești sunt încadrați 102 angajați. 60 au documente justificative care îi scutesc de diverse atribuțiuni. Conducerea mașinii, patrularea pe vreme rea sau interdicție de a purta arme. 10% dintre ei au scutire și nu pot lucra decât în tura de dimineață, din motive medicale. Adică, practic, dacă lucrează după ora 3, după asta, li se face rău. Primarul din Ploiești este incredibil. Asta este o instituție, pe cuvântul meu, poliția locală este... Primarul din Ploiești, Andrei Voloșevici, a declarat la Digi24 că a constatat toate lucrurile acestea săptămâna trecută, când au avut loc în oraș, citez, o serie de evenimente mai puțin plăcute. Evenimentele mai puțin plăcute înseamnă că au fost niște acte de vandalism. Niște băieți s-au distrat noaptea, au stricat pe acolo băncuțe, au aruncat pubele de gunoi pe... Poate știau că e liber. Tramvai, da, păi evident. Drept urmare, primarul a zis că a ieșit și el într-o noapte, s-a plimbat să vadă ce se întâmplă noaptea în orașul lui. Și s-a declarat uluit că s-a plimbat ore între și nu a găsit niciun polițist pe nicăieri, n-a văzut pe nimeni și s-a interesat de ce. Și a aflat că au scutiri medicale de 4 ani. Da, și iată ce zice domnul primar. E foarte greu de crezut că nu poți face tensiune la primul schimb. Dacă faci la schimbul 2 și 3, la nivelul logicii simple, nu se poate așa ceva. Adică cei care au scutire medicală, din pricina tensiune cu pit-palacul, fac buba la pit-palac, după ora 15 fac tensiune dacă lucrează. Până la 15 se poate. Primarul s-a supărat și l-a dat afară pe șeful poliției locale, care evident a contraatacat în instanță. Și el spune... Faceți dumneavoastră ordine publică cu polițiști de 65 de ani. Lucrăm cu materialul clientului. Și întrebarea mea e, totuși, cine i-a obligat să angajeze ca polițiști pensionari? Adică aceștia sunt paznicii de la bănci, de obicei. Știi? Când intri în banc, eu cred că de-aia n-am mai zis asta, cred că de-aia n-au loc hold-up-uri în țara asta, pentru că oamenii se gândesc că aia tâlharii au și e onoarea lor. Băi, intru în bancă, zic banii sau viața și cad aia ca muștele paznicii, mor de inimă. Și într-un alte belele, lasă, mai bine aruncă un bancomat în aer decât... Bun, oricum, toată instituția asta e o colecție de caragioslăcuri. Iată ce spune la București primăriția de la sectorul 1. Doamna Clotilde Armo. În urmă cu câteva zile, zice, am discutat cu conducerea poliției locale sector 1, s-a transmis angajaților că este obligatoriu să poarte uniformă. Deci, primărița zice, poliția să poarte uniformă. Existau prea mulți polițiști locali în teritoriu îmbrăcați casual. A scris luni seară pe Facebook Clotilde Armo. Cum erau îmbrăcați? Erau infiltrați. Erau de civil. Erau îmbrăcați casual. Casual. Și doamna Clotilde Armo continuă. Și ce credeți? Unul dintre polițiștii locali din sectorul 1 a făcut plângere conducerii pentru că l-a obligat să poarte uniformă de serviciu. Adevărul e că da, s-a murit la revoluție. Să nu ne mai oblige să purtăm uniforme. Da, pe bune, adică îi pune să poarte bentiță sau care. Dar cred că o bentiță ar fi nimerită pentru astfel de amploare. Să fie verifice, frate, să fie cu unghiuțele tăiate. Nu știe tineretul din ziua de azi ce teroare era în școli pe vremea aceea. Uniformă, matriculă, bentiță, Batistă, n-avem voie cu altceva. Ba, adevărul, da. Adevărul că nu te mai poți angaja la sectorul 1, cel puțin, e aproape imposibil. Te-au au băgat uniformă, da, era și chestia cu condica, să semnezi condica. Trebuie să muncești, acum este foarte nasol la sectorul 1. Practic, de ce să te mai angajezi dacă trebuie să muncești? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.